mă, și cu înșelata. Un bărbat înșală că e așa e făcut, el așa e sistemul lor, e înșală. Îi încearcă, dacă le iese, le iese, dacă nu, nu. Femeile, în schimb, ele nu înșală cu cineva mai rău decât tine, ele înșală cu ceva mai bun. Dacă te-o înșela femeia, să știi că o găsi la altul ceva ce tu n-ai avut. Probabil 2 cm în plus. Sau mai mult, dacă e negru. Dacă nu e negru, bun, și 2. Dar și voi bărbați sunteți de vină, că le lăsați pe muieri acasă, liniștite la telenovele și voi mergeți cu băieții la bere. Și pe atunci adăsta, mai să uită la telenovele de alea, la tine, pe acolo, pe acasă. Și acolo fiecare cu fiecare, tăți înșală pe tăți, tăți înșală pe tăți. Nu îmi mai știi ce se întâmplă acolo. Și apoi după aia ele văd ce se întâmplă la televizor și vreau să facă și ele. No, dă seama, vecinul de la 2 cu un cheașul din Băicoveni și tăți așa, care cum apucă și ele în viața reală. În loc să-l blocați televizorul când mergeți acasă, îl blocați pe telenovele de alea arabe, că acolo... Acolo bărbatul e respectat, acolo nu încearcă femeia să-l înșele, că se teme, că după aia taie nasul și din buză, poate câte un pic, dacă are botox, dacă nu, nu-i taie. Dar uitați-vă voi și la culo când se fac nunți la indieni. Dă seama, cadou de nuntă de la nașul mare pentru mire, un kalashnikov. Și la femeie le face câte un punct, dar cine roșu în frunte, să știe lumea că-s metaci, dar nu, de-aia le fac ei de fapt, ca să vadă bărbatul cu kalashnikovul, dacă o înșală, pac, i-o dat direct glonț.